Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit. Suntem în Piața Revoluției și suntem cu domnul Mihai Borcea, un istoric consacrat, din câte știm noi, pe partea asta de istorie, luată la pas, efectiv. Te salut, vă salut. Vă salut, bună ziua. Și spune-ne ce vedem astăzi. Da, astăzi fac un tur, turul totalitarismelor, okay. Pe care îl mai fac din când în când, lunar, să zicem, pe aici prin centrul Bucureștiului. Este de ce acest concept turul totalitarismelor? Pentru că în secolul 20 România a experimentat 4 dictaturi: dictatura carlistă, dictatura regală, dictatura național-legionară, dictatura militară fascistă și apoi dictatura comunistă. De ce de aici, din piața Revoluției, care în trecut s-a chemat Piața Palatului și după aia, în timpul regimului comunist, Piața Republicii, iar astăzi Piața Revoluției? Pentru că aici, de aici România a fost administrată în toată această perioadă a celor 4 dictaturi. Și de ce de aici? Pentru că în spatele nostru, aici în Palatul Regal, care astăzi adăpostește Muzeul Național de Artă al României, aici a căzut, este momentul în care se pune punct dictaturii militare fasciste a mareșalului Antonescu. În ziua de 23 august 1944, Mareșalul Antonescu a fost convocat aici într-o audiență la Palatul Regal de către regele Mihai. Mai devreme venise și vicepreședintele Consiliului de Miniștri, deci adjunctul său, prima mâna lui dreaptă, Mihai Antonescu, și fusese convocat la palat pentru că regele voia să afle o soluție pentru a ieși din război. În data de 20 august 1944, deci cu 3 zile în urmă, rușii sovietici spărseseră frontul pe operațiunea Iași-Chișinău și se apropiau vertiginos de București. Și atunci elitele de la acea vreme, inclusiv Palatul Regal, căutau o soluție la îndemână pentru ca România să iasă din război, pentru că tăvălugul sovietic nu putea să fie oprit, și atunci se căutau soluții. Evident, existase conciliabule și o conspirație la nivelul Palatului Regal. Palatul Regal dirigease această conspirație pentru ca la momentul oportun Ion Antonescu să fie răsturnat. Din această conspirație făceau parte principalii reprezentanți ai partidelor tradiționale, Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, Partidul Național Țărănesc și Partidul Comunist din România la acea vreme. Deci aceste 4 partide formaseră o alianță, Blocul Național Democrat. Și în alianță cu regele, regele coordonase toată această, prin interpuși evident, coordonase toată această formare a acestei alianțe, și împreună cu militarii care se aflau în jurul palatului, creaseră această rețea conspirativă de a prelua puterea în cazul în care Antonescu nu mai putea să stăpânească situația. Și astfel, la 23 august 1944, Ion Antonescu, așa cum am spus, este convocat aici la Palatul Regal. Vine cu suita sa de pe Calea Victoriei, da, din stânga noastră. Da, din stânga noastră. La acel moment toate ministerele se aflau în dispersie în jurul capitalei, îndeoseb la Snagov. Ministerele fusese dispersate la Snagov pentru că din data de 4 aprilie 1944 aviația anglo-americană începuse bombardamentele în București și avuseseră câteva raiduri foarte puternice în București, și atunci apăruse imperios necesar acest lucru de a fi dispersate toate instituțiile centrale de stat. Și atunci Antonescu vine de la dinspre Palatul dinspre Snagov. Care nu era prea modificat, dacă ne uităm acum și în pozele din trecut. Cred că pe stânga acolo e singurul bloc care singurul element de noutate ar de fi, noutate, da. Da, ar fi blocul acela ridicat în anii 60, care este ridicat pe locul fostului Hotel Splendid. Deci, adică acesta. Da, acesta, care a fost bombardat după ce aviația germană a început operațiunea de retaliere împotriva noului guvern format. Exact. Și Hotelul Splendid a fost după ce a rămas așa în paragină câțiva ani de zile, și după aia în anii 60, când a avut loc sistematizarea întregii piețe a Palatului și din spate, de la sala Palatului, când s-au ridicat și blocurile din fața pieței, din fața sălii Palatului, atunci a fost ridicat și acel bloc, acea plombă pe colțul acela. Și evident Hotel București, care a fost, mă rog, la momentul acesta Radisson, care e în spatele lui, da? A fost ridicat în 1977, Hotel București. Da. Și numai și până acum vreo 10 ani sau 15 ani s-a numit Hotel București. Deci pe locul acestui... Exact. Iar clădirea asta este cea pe care o vedem acum acolo. Iar acesta este Hotel ATN. Iar acesta din față este Hotel ATN Palace, exact. Unde la momentul 23 august 1944 era găzduită toată misiunea militară germană, deci ofițerii superiori. Cei ofițeri inferiori de mai mică importanță erau găzduiți la vreo 50 de metri pe Bulevardul Magheru, la Hotel Ambasador. Da. Iar toată această zonă era împânzită de, evident, de funcționare misiunii militare germane, deci de întreaga administrație dislocată aici, administrație germană dislocată aici la București.
E, ori, deci, vine pe calea Victoriei. Vine pe calea Victoriei, da, vine mareșalul Ion Antonescu, vine cu suita sa. Mașinile siguranței sunt parcate aici, în stânga și în dreapta statuii lui Carol I. El intră singur în, intră pe aici prin față, intră singur în palat pentru că avea un orgoliu foarte mare și îl considera pe regele Mihai incapabil de orice acțiune politică și orice inițiativă. Nici prin cap nu-i trecea că regele poate, deși știa, era la curent că se pregătește ceva și că opoziția inițiase anumite pertractări și conciliabule pentru a schimba regimul. Dar era un om foarte orgolios și nici prin cap nu-i trecea că tocmai regele va fi cel care îl va putea face să renunțe la putere. Bun, este, Antonescu intră aici, intră cu una ghiotant, intră în Palatul Regal, iar audiența se desfășoară în spatele Palatului Regal, unde la acea vreme exista vila, vila albă, Casa Albă, Casa Albă, okay, care îl adăpostea pe regele Mihai. În ziua de astăzi nu se mai află în picioare Casa, okay, Albă, pentru că a fost bombardată tot așa în acele zile de după 23 august de către aviația germană, iar pe locul ei a fost ridicată sala Palatului în perioada 58-61, cam așa. Bun, audiența nu durează mai mult de o oră. La audiență participă mareșalul, șeful casei militare regale, mareșalul Palatului, deci Constantin Sănătescu, baronul Ion Mocioniș Stârcea, regele Mihai, Mihai Antonescu și Ion Antonescu. Regele îi pune în vedere faptul, îi pune în vedere să propună o soluție pentru a scoate România din război, deci să declare, să încheie armistițiu cu Națiunile Unite. Antonescu refuză de două ori să acheseze la această idee, pentru că el își dăduse, pentru că onoarea sa de militar și cuvântul său dat în fața Führerului nu-l puteau conduce la această variantă, la această ipoteză. Ori asta e o mare problemă, pentru că interesul de stat trebuie să primeze în fața unui cuvânt militar, pentru că noi nu semnasem un tratat de alianță militară scris cu Germania nazistă. Pur și simplu noi intrasem în război pe declarații oficiale și nimic scris. N-am avut un tratat militar prin care să ne aliam cu germanii pentru a intra în Uniunea Sovietică, pentru a fi aliați în operațiunea Barbarossa. E, și regele îi pune, așa cum am spus, îi pune vedere să încheie armistițiu, el refuză în două rânduri și atunci regele ia inițiativa, deci vorbise înainte cu aghiotanții săi, intră în spatele sufrageriei pentru a invocă un motiv de a-și lua o bichetă sau țigări, să rămăsese fără țigări. Și ăsta a fost momentul declanșator pentru ca gărzile din palat, din bataliul de gardă, să-i aresteze pe cei doi antonești. Există și o polemică întreagă dacă regele avea acest drept de a-l aresta, de a schimba orânduirea prin acest fel. Da, avea acest drept, pentru că în momentul în care a venit la putere Antonescu, au fost mai multe decrete de înființarea noului regim, dictaturii militare fasciste împreună cu legionarii, care îi permitau regelui, îi lăsau această putere de a schimba președintele Consiliului de Miniștri. Deci, din punct de vedere legal, ceea ce a făcut regele, arestarea nu este, într-adevăr, nu era legală, dar decizia de a-l schimba din funcția de președinte al Consiliului de Miniștri este acoperită de documente și de legislația în vigoare la acea vreme. Da. Bun. Și antoneștii sunt arestați, sunt introduși în seiful care adăpostise colecția de timbre a regelui Carol al II-lea, celebra colecție de timbre a regelui Carol al II-lea. Și acum apare momentul ce facem noi cu antoneștii, pentru că, așa cum v-am spus, toată piața Palatului era împresurată cu tot felul de atașații misiunii militare germane. Și evident, dacă odată cu trecerea orelor, se putea afla ce se întâmplă. Da. Existase un precedent în 1943, când Mussolini fusese debarcat de la putere. Fusese noua putere instalată în Italia, care semnase armistițiu cu Națiunile Unite. Îl reținuse pe Mussolini și adăpostise pe un munte, pe Gran Sasso, într-o cabană izolată. Hitler a aflat și a trimis cel mai bun trupele speciale, împreună cu comandate de Otto Skorzeny, cel mai bun comandant de trupe speciale, de parașutiști. L-au trimis pe Otto Skorzeny cu planoarele pentru a-l elibera pe Mussolini de pe Gran Sasso. Și a fost o operațiune de succes. Otto Skorzeny și oamenii lui l-au eliberat pe Mussolini și l-au dus înapoi în Reich. L-au dus în Reich. Și după aia Mussolini ulterior a înființat o republică în nordul Italiei, Republica de la Salo, Republica Mussolini de la Salo. Deci atât că a existat un precedent. Da. Să nu se întâmple ce s-a întâmplat cu Mussolini. Deci, dacă noi îl ținem aici în centrul Bucureștiului și se află, da, evident că germanii care se aflau în apropiere ar fi intervenit pentru a-l extrage pe Antonescu și a-l reinstala în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri. Și după câteva ore,
regele ia, regele pleacă la Dobrița, pleacă în dispersie, tocmai de asta, pentru a nu fi luat și el prizonier, pentru a nu fi luat captiv. În seara zilei de 23 august, la ora 10 seara, s-a dat comunicatul către țară, comunicatul regelui, prin care anunța că România va încheia armistițiul cu Națiunile Unite și le punea în vedere germanilor să părăsească țara. Deci, noi nu am declarat, din prima, nu le-am declarat război germanilor. Pur și simplu am declarat faptul că noi schimbăm orientarea politică a țării și ieșim din război. N-a fost niciun moment, nicio declarație de război imediat după arestarea lui Antonescu. Bun, regele dă acest comunicat către țară, lumea vine aici în Palatul Regal la 10 seara, este întâmpinat cu bucurie acest comunicat către țară și acum apare această problemă. Ce facem după 10 seara? Ce facem? Că deja ambasadorul Manfred von Killinger, ambasadorul la Germania la București... Stai un pic, scuză-mă. Da, deci Manfred von Killinger aflase că se întâmplă ceva, prinsese de veste că se întâmplă ceva și sunase la președinția Consiliului de Miniștri să vorbească cu Antonescu și atunci vine în audiență la Palat. Regele îi spune că da, într-adevăr a avut loc o schimbare de guvern și că noul guvern format din Constantin Sănătescu își va prezenta programul imediat în câteva ore. Killinger ia act de acest lucru, se întoarce la ambasadă și la ora 12 noaptea, 12.01 noaptea, regele hotărăște să plece în județul Gorj, unde avea un conac, o vilă, unul din apropiații săi, și să se retragă la Dobrița. Bun, regele pleacă în jur de ora 12 noaptea, 1 dimineața, și acum rămâne Antonescu și rămâne aici în palat în continuare cu nou guvern format, Constantin Sănătescu. Constantin Sănătescu ia legătura cu comuniștii, pentru că erau singurii care aveau în jurul acestor restaurant, era la restaurantul Cina, Atenei Palaz, Hotel Splendid, aveau rețea printre chelnerii și barmanii care deserveau aceste restaurante din jurul Palatului Regal. Pentru că toată operațiunea de exista un plan de răsturnare al lui Ion Antonescu, dar pentru data de 26 august, nu pentru data de 23 august. Dar pentru că Ion Antonescu vrea să plece pe front, de-aia a fost convocat mai devreme. Da, mm-hmm. Și atunci toată operațiunea a fost luată din pripă și desfășurată așa, pe picior, cum ar veni. Și atunci se ia această hotărâre ca să se ia legătura cu reprezentanții Partidului Comunist și pentru a-i chema la palat și a-l încredința pe Antonești comuniștilor, pentru că erau singuri care aveau o rețea paramilitară de oameni, formate din muncitori și chelneri. Restul partidelor, reprezentanții partidelor istorice, nu erau nepregătiți și nu aveau absolut nicio variantă de a oferi lui Constantin Sănătescu pentru a-i prelua pe Antonești. Și atunci Emil Bondăraș, conspirativ inginerul Ceaușu, este chemat la Palatul Regal. El vine cu aghiotantul său Ștefan Mladin, viitor colonel de securitate. Îi preiau pe Antonescu în jurul orelor 3 dimineața. Ei sunt duși cu un autobuz și cu un alt mergător, cu mașina batalionului de gardă. Ei ies pe aici, prin fața Palatului Regal, și se îndreaptă către cartierul Vatra Luminoasă, unde Emil Bodnăraș, conspirativ inginerul Ceaușu, avea o vilă pe care o achiziționase cu câteva luni în urmă. Și deci Antoneștii sunt duși în această vilă conspirativă din cartierul Vatra Luminoasă, da? Sunt duși acolo pentru a-i proteja de furia germanilor, pentru a nu-i extrage și a-i pune din nou în funcțiile ocupate. Da. Bun. Și din acest moment Constantin Sănătescu rămâne aici la Palatul Regal ca șef al noului guvern. Manfred von Killinger află, așa cum am spus, despre schimbarea de guvern și ia legătura cu Berlinul. Evident, Hitler este nervos, dar în ciuda recomandărilor făcute și de către Hans Kirchner, șeful frontului Ucraina Sud, și în ciuda recomandărilor făcute de șeful misiunii militare germane, de a nu interveni pentru că nu aveau forțe disponibile în București, aveau doar 10.000 de militari în București, majoritatea trupelor operative erau trimise pe fronturi și nu era nicio divizie blindată măcar în București, pentru că dacă ar fi fost o divizie blindată, nici arestarea n-ar fi avut loc. Nu se putea, o divizie blindată în București, ea fusese trimisă în Iugoslavia cu vreo 2-3 săptămâni în urmă. Și da. De asta s-a întâmplat și evenimentul. Și exact. Dacă divizia cont aceea, ăsta, da. Dacă divizia aceea blindată era în București, nu avea loc pentru că era imposibil să te lupți. Noi nu aveam tunuri anti-tank și nu aveam nici dispozitive de luptă împotriva acestei divizii. Și atunci conspiratorii au știut din prima că această divizie nu se află în București și deci că germanii nu au trupe de șoc, nu au sprijin puternic. Bun. Și așa cum am spus, Hitler află, dar șeful misiunii aviatice la Germania la București, generalul Gerstenberg,
își ia el responsabilitatea în fața firului de a, de a rezolva situația din București și de a reinstala un nou guvern cu Antonescu în funcție. Evident, era o nebunie întreagă. Hitler, evident, că s-a bazat pe cuvântul lui Gerstenberg. Și atunci, începând cu orele 6 dimineața, aviația germană începe să bombardeze cu avioanele care erau cele câteva avioane, nu știu dacă erau mai mult de 20 de avioane, care erau găzduite de aeroportul Băneasa. Avioanele germane încep să bombardeze centrul Bucureștiului. Și, într-adevăr, da, au făcut ceva pagube, nu foarte importante. Aceasta este una din fotografiile care ne arată Palatul Regal imediat după bombardamentele aviației germane din zilele de 24 și 25 august. Și a fost bombardat Ateneul Român, a fost bombardat, așa cum am arătat, Hotel Splendid, Palatul Regal, a fost bombardat Palatul Universității și alte câteva obiective din centrul Bucureștiului, obiective civile în general, pentru că era o măsură de pedepsire, nu era o măsură de a bombarda obiective strategice militare. Bun, și aviația germană, așa cum am spus, bombardează Bucureștiul și guvernul, pentru a se pune la adăpost, intră pentru puțin timp în adăposturile Palatului Regal și după aia se refugiază, se adăpostește în subsolul, în dezaurul Băncii Naționale. Da. Și în perioada 24 august, 30 august, guvernul român, nu, în perioada 24 august, 26 august, guvernul, nou guvern s-a aflat în subsolurile Băncii Naționale, pentru că era singurul adăpost mai bine pregătit. România, Bucureștiul, din păcate, n-avea adăposturi antieriene la acea vreme foarte bine clădite. Și timp de 2-3 zile a stat în subsolul Băncii Naționale și după aia a plecat în Bolintinul din Vale, prin 26-27, mi se pare, guvernul s-a mutat la Bolintinul din Vale, pentru că acolo era o unitate militară. Și cam asta ar fi momentul schimbării de regim, căderii dictatorii militare a lui Ion Antonescu. Da. Apoi ar trebui să ne deplasăm un pic mai încolo ca să vorbim despre noua putere instalată și cine au venit după. Ok, haide. Ne-am schimbat poziția pentru că avem ceva de arătat aici, dar mai durează puțin până ajungem acolo. Da. După 23 august se instalează, așa cum am spus, guvernul Constantin Sănătescu, generalul Constantin Sănătescu. Generalul Constantin Sănătescu va avea o existență efemeră, doar câteva luni de zile. În noiembrie, dacă mi-am bine aminte, este înlocuit de o nouă formulă de guvern, un nou guvern intraseră și reprezentanța ai Partidului Comunist și reprezentanța ai PNC, PNL, exact cei care vă spuneam că au luat parte la acea conspirație pentru schimbarea lui Ion Antonescu. E, acest guvern de coaliție, Blocul Democratic, rezistă câteva luni de zile. Evident, apare scindarea între PNC și PNL pe de o parte și PSD și PCR pe de altă parte, deci între dreapta și stânga. Și în noiembrie 1944, guvernul Sănătescu cade, este schimbat de către un nou general, pentru că eram încă în război. Noi întorsesem armele, pentru că Germania ne-a declarat război și germanii fuseseră primii care ne atacaseră. Da. Asta e un moment care trebuie precizat, pentru că germanii ne poartă un fel de dinte așa, în ideea că, vezi, Doamne, noi am fi schimbat taberele de pe o zi pe alta. Bun, sunt momente în care noi nu prea am avut în secolul 20, să zicem așa, niște poziții chiar verticale și morale, nu știu ce, dar aici nu este cazul, pentru că pur și simplu noi le-am pus în vedere să părăsească Bucureștiul și noul guvern avea o altă orientare pentru a salva țara. Dacă sovieticii ar fi intrat în București, ar fi făcut prăpăt, pentru că era prima capitală europeană eliberată în tăvălugul sovietic, care a ajuns până la Berlin până la urmă. Da. Și vă dați seama ce ar fi făcut sovietici în București, noi fiind cel mai important aliat al Reichului în clipa în care Germania nazistă a atacat URSS-ul. Deci vă dați seama, prima capitală europeană eliberată și principalul aliat al Reichului. Ce ar fi făcut sovieticii în București dacă noi nu schimbam pe Antonescu la timp? Bun. Și atunci germanii tot timpul ne cam reproșează că, vezi, Doamne, i-am cam trădat. Dar și noi am fost condiționați de contextul epocii și am fost nevoiți să luăm această decizie. Bun. În noiembrie vine guvernul Rădescu, generalul Rădescu, deci un nou guvern condus de un militar. Așa cum am spus, România încă era în război. Și acest guvern este, comuniștii și socialdemocrații dobândesc noi posturi, pentru că normal influența, odată ce trupele sovietice deja intraseră în București la 30 august, pun din ce în ce mai multă presiune pe guvern pentru a defașiza țara, pentru a scoate pe foștii demnitari din funcții, pentru procesul de defașizare. Și comuniștii, evident, devin din ce în ce mai vocali. Se formează acest nou guvern, li se dau noi posturi, dar și acest guvern, existența lui este de câteva luni de zile, până în februarie 1944, când comuniștii din nou presează pe Rădescu pentru a înfăptui reforma agrară.
Rădescu nu este de acord pentru că le-a spus că în timp de război nu se pot face reforme de asemenea amploare și că soldații nefiind în țară, majoritatea fiind țărani, nu poți să faci o reformă agrară cu țăranii, care, cu țăranii tinerii țărani care trebuiau să primească pământ într-adevăr după ce și-au dat sângele pe front, dar nu poți să faci reforma agrară cu soldații aflați pe front. Și îi roagă să accepte o perioadă tampon până la terminarea războiului și după încheierea armistițiului cu Germania și cucerirea Germaniei apoi să înfăptuiască reforma agrară. Evident că comuniștii nu agrează acest lucru și presează în continuare pentru înfăptuirea acestei reforme agrare și în data de 24 februarie are loc aici în Piața Palatului, are loc o manifestație antiguvernamentală, deși culmea antiguvernamentală, dar era o manifestație a Frontului Național Democrat, care era format din social-democrați și comuniști. O manifestație împotriva guvernului Rădescu, ei făcând parte din guvern. Okay. Ei aveau subsecretar la Ministerul de Interne, dar ministrul nu era al lor, nu era al lor, pentru că era Rădescu deținea și funcția de ministru de Interne. Și astfel avem o manifestație demonstrație antiguvernamentală în care principalii lideri ai Partidului Comunist sunt aici, îi vedeți în fotografie, este Gheorghiu Dej, este Constantin Doncea, Miron Constantinescu, Emilian Angheliu, mă rog, și așa mai departe. Deci întreaga conducerea Partidului Comunist este prezentă la acea manifestație din 24 februarie 1945, care cere noi reforme și demisia guvernului Rădescu, pentru că n-am făptuit reformele care sunt cerute de masele populare. Spre seară, după câteva ore, se audă focuri de armă, sunt câțiva morți în Piața Palatului și după ce începe să se tragă aici în Piața Palatului, demonstrația este, adică se dispersează, oamenii fug în toate părțile și așa se încheie demonstrația. După aia, în urma anchetei care a avut loc, nu s-a reușit să stabili cine a tras. Există și această ipoteză că ar fi tras chiar ei pentru a provoca guvernul. Deocamdată nu s-a dovedit faptul că guvernul Rădescu, că Rădescu personal a fi dat ordin să se tragă. Nu există acest ordin, nu s-a găsit acest ordin. Bun, și atunci guvernul Rădescu este pus sub această presiune. Vișinski, locțiitorul ministrul afacerilor externe al Uniunii Sovietice, vine la București pentru că zicea nu se poate ce se întâmplă aici în spatele frontului. Armata sovietică trebuie să aibă spatele asigurat și să fie cu mințenie totală. Nu putem să avem debandat aici în spate. Deși erau cei care erau principali, care erau în spatele comuniștilor și tot alimentau să ceară demisia guvernului. Bun, vine Vâșinski la București și pune regelui în vedere că dacă nu ia decizia de a schimba guvernul, armata sovietică își rezervă dreptul de a interveni în treburile interne ale României pentru a asigura spatele frontului. Și pus în fața acestui ultimatum, atunci regele Mihai convine cu reprezentanții PCR și PSD să agrează, să-l numească pe Petru Groza, care era agreat, fusese agreat și de sovietici, într-adevăr. Petru Groza, care era un fost moșier și un fost ministru din perioada interbelică, dar cu convingeri de stânga. El și în anii 30 era un fostul lider al Frontului Plugarilor, Petru Groza, care, deși era un om foarte extrem de bogat, cu o reședință la Deva fantastică, avea convingeri de stânga. Și în timpul războiului și nici Antonescu l-a luat, deși l-a arestat pentru câteva luni de zile, nici Antonescu l-a luat în serios, că zicea cum un dita mai burghezoiu să se bage în treaba asta. Da, exact. Dar convingerile lui au fost într-adevăr, au fost de stânga și el nu și-a trădat convingerile și acceptă propunerea comuniștilor de a fi de a forma guvernul, tocmai în ideea că pentru că primise asigurări că Transilvania, care era sub administrație, deci care fusese eliberată de germani și de fortiști, de trupele româno-sovietice, nu intrase încă în administrația românească. Era în continuare sub administrație sovietică. Deci Transilvania toată era sub administrație sovietică. Și sovieticii dăduse la asigurări că dacă formează guvernul, și Transilvania va fi imediat trecută sub administrație românească. Bun. Petru Groza formează guvernul. Este format guvernul din reprezentanții PSD și PCR, din Frontul Național Democrat, din această alianță politică. Și după câteva zile, așa cum fusese înțelegerea, Transilvania, într-adevăr, este retrocedată. Este trecută din administrația sovietică în administrația românească și chiar are loc o ceremonie. Deci guvernul s-a instalat la 6 martie și după câteva zile, cred că 5-6 zile, are loc o ceremonie la Cluj, o festivitate la Cluj, prin care Vâșinski și, mă rog, Susaicov și toți cei care erau reprezentanții sovietici în România îi înmânează actele de administrare a părții române a Transilvaniei. Da.
Bun, și astfel avem instaurarea guvernului de largă concentrare democratică Petru Groza, așa cum s-a numit în epocă, și din momentul 6 martie 1940 până în 1989 avem această dominație a Partidului Unic în România. Da. Dar după 6 martie, partidele nu au fost suprimate, au mai funcționat, guvernul Petru Groza nu a trecut la suprimarea partidelor de opoziție. Au mai avut loc alegeri în noiembrie 1946, dar înainte de a vorbi de alegeri, în 8 noiembrie 1945 are loc ultima manifestație anticomunistă din până la momentul decembrie 89. Și ultima încercare, să zicem. Da, deci opoziția la data de 8 noiembrie 1945 a organizat aici o demonstrație, ce a invocat pentru a organiza acest protest. Vreau să ureze la mulți ani legilor, pentru că era ziua onomastică a regelui Mihai, da. Și au folosit acest prilej pentru ca tineretul, de fapt tineretul, manifestația a fost formată din tineretul național țărănesc și tineretul național liberal. Și au venit aici și veterani, au venit la palat, au prezentat omagile regelui Mihai, numai că regimul, Ministerul de Interne și administrația guvernamentală s-a speriat de această demonstrație și a trimis niște echipe de bătăuși care erau cantonate pe Bulevardul Magheru, erau niște autobuze cu muncitori, niște detașamente de șoc muncitorești. Ei se așteptau că va fi de amploare demonstrația, nu și închipeau că va veni atât de mult, au fost câteva mii de oameni și au ordonat acestor detașamente de muncitori, acestor detașamente de șoc să-i pătrundă în piață, da. Și să disperseze manifestanții. Numai că s-a produs exact efectul invers. Demonstranții au fost și mai îndârjiți, au prins câteva camioane, i-au dat jos din muncitori. Erau și mai mulți, probabil. Erau și mai mulți, da, evident. Așa. Au incendiat câteva camioane, pe aia aproape i-au linșat pe muncitori care făceau parte care erau prezenți în camioane. Și așa apare un fel de răzmeriță în centrul Bucureștiului. Evident, ăștia se alarmează, Ministerul de Interne, sovieticii sunt pe punctul de a trimite o divizie, era o divizie blindată aici, cantonată în București, și sunt pe cale de a trimite chiar această divizie. Și atunci, în ultima clipă, comuniștii le dau asigurări că divizia de panduri Tudor Vladimirescu va interveni și va pune capăt răzmerițelor. Bun, și se intervin într-adevăr în forță, sunt dispersați oamenii, morți. Dar și la acea demonstrație au fost câțiva morți. S-a tras din spatele Comitetului Central, unde era sediul Confederației Generale a Muncii. Demonstrații au vrut să ia cu asalt, Confederația Generală a Muncii era a comuniștilor și au vrut să ia cu asalt sediul lor. Și aceștia s-au speriat și au tras din balconul sediului Confederației și numai că după ce s-a încheiat toată manifestația, comuniștii au zis că partidele tradiționale au tras și victimele le sunt imputate lor. Și evident s-au făcut ceremonii funerare aici prin centrul Bucureștiului, sticlele au există fost și vreun monument? Da, există la cimitirul Ghencea, da, okay. Da, da. Ei mai întâi au fost cei care au fost împușcați aici la 8 noiembrie 1945, au fost mai întâi înmormântați în Parcul Herăstrău, Parcul Național se chema atunci, într-o latură a parcului. Iar după aia au fost exhumați, nu știu anul când au fost exhumați, cred că după câțiva ani, și au fost duși la cimitirul Ghencea au fost. Pentru că cei din 24 februarie sunt la cimitirul Belu, iar cei din 8 noiembrie sunt la cimitirul Ghencea. Și acolo există o placă, un monument funerar de 3 metri înălțime, cam așa. Okay. Bun. Și astfel, la 8 noiembrie este ultima încercare. Deci au plimbat pe aici? S-au dus, deci cortegiul funerar a plecat de aici, din piața Palatului și până în Parcul Herăstrău. Asta așa ca un exemplu? Da, să prezinte viața victimele reacțiunii, victimele opoziției, care nu prea... Adică orice om normal se întreabă, dar cum aveau oamenii ăștia arme când Ministerul de Interne la acea dată era chiar aici? Adică, da. În fine. Bun. Și după momentul 8 noiembrie avem liniște totală, au loc alegerile din noiembrie 46, alegeri care au fost într-adevăr, rezultatul lor a fost inversat de către cei care administrau treburile țării la acel moment, deci de guvernul Petru Groza. Nu este, eu opinez că nu a fost o măsurire chiar atât de odioasă, pentru că la acel moment în toată Europa câștigau partidele de stânga. Peste tot, în Marea Britanie, de exemplu, vin laburiștii la putere, Franța, nu mai zic, comuniștii cu socialdemocrații, adică sunt principalele forțe. Evident, după ani de zile de dictatură de dreapta în toate țările astea, da. Avea loc un recul.
Și în România aveau... Deci nu era diferență prea mare, înțeleg. Da, da, a fost... Au fost alegerile măsluite. Au fost măsluite, asta e clar, asta nici nu se pune în discuție. Chiar și ei, și Sorin Toma, și Silviu Bucan recunosc memoriile lor, nu e nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Dar nu este chiar așa, adică cum încearcă unii să minimizeze că comuniștii și socialdemocrații chiar ar fi avut, nu știu, să zicem, câteva mii de voturi sau așa. Nu, nici nu se pune în discuție lucrul ăsta. Evident că intervine și oportunismul oamenilor, mulți au înscris în Partidul Comunist... care a aflat la putere pentru beneficii. Pentru beneficii, evident. Da. Asta e, așa se întâmplă de fiecare dată când vine cineva la putere. Se instalează imediat și această dimensiune a Ciolanului, care e o atracție bună. Și în opinia mea, comuniștii au avut și câteva sute de mii de voturi, chiar pe bune, ținând cont și de contextul european, adică trebuie să ținem cont și de factorul ăsta. Da. Adică nu puteam să facem noi notă discordantă, să zicem, nu domnule, aici chiar n-au comuniști și socialdemocrații, n-au deloc, sunt, ce să spun, varză, nici chiar da, așa. Nu. Bun, în fine, sunt măsurite alegerile și din 46, dominația Partidului Comunist este consfințită și legal, să zicem, da. Iar 2 ani mai târziu, tot aici în 30 decembrie 1947, are loc o demonstrație în favoarea în 31 decembrie de fapt, în 31 decembrie 1947, mai are loc o demonstrație. Așa, în ultima zi de da, pentru că în data de 30 decembrie la Palatul Elisabeta de pe șoseaua Chiselev, unde stătea regele, da. Pentru că palatul era bombardat atunci și vila nu mai exista din spatele palatului. Regele se instalase în Palatul Elisabeta, care fusese ridicat în 1937 de Carol al II-lea. Și atunci își instalase reședința acolo. Asta pe 30 decembrie, da. Comuniștii vin solicită o audiență, Petru Groza cu Gheorghe Udej, regele îi primește și comuniștii, cei doi îi prezintă actul de abdicare și îl roagă pentru a fi liniște în țară și pentru a nu produce să-l semneze și că îi vor asigura în caz protecție, da, și că îi vor asigura și plecarea din țară. Da. Cu o garnitură de tren. Evident, regele n-avea ce să facă, semnează această abdicare, actul de abdicare, și imediat după aia au loc manifestații de aderare la nou regim peste tot în țară, și așa cum am spus, în 31 decembrie are loc da, și există și documente fotografice și un filmuleț care arată acea manifestație de bucurie, pentru că mi se pare Mihail Sadoveanu și Petru Groza se afișează unul din balcoanele Palatului Regal și atunci mulțimea îi aclamă pe cei doi noi reprezentanți ai puterii, pentru că da. În fruntea statului rămăsese Petru Groza ca premier și Mihail Sadoveanu și nu mai știu cine acum, Constantin Parhon erau cum ar veni reprezentanții puterii de stat. Până la organizarea, noua organizare constituțională a țării. Eu asigurau conducerea statului în locul regelui Mihai. Da. Bun, și se instaurează Republica, care va deveni până în zilele noastre. Din păcate, astăzi nu putem să o sărbătorim. Eu sunt republican, de pildă, nu pot să sărbătoresc, că a luat naștere în urma acestui avort, să zicem. Da. Okay. Și atunci de-aia nici nu ai la ce să te raportezi care republican. Bun. Și aveam această dominație a Partidului Comunist până în decembrie 89. Acum, de ce ne-am strâns aici? Pentru că la momentul 22 decembrie 1989, după înlăturarea lui Ceaușescu de la putere, după ora 5:30 după masa, în data de 22 decembrie, trăgători izolați încep să tragă de aici, de pe acoperișurile blocurilor din fața sălii Palatului și de pe sediul Palatului Regal. Așa, arată-ne asta, pentru că după o să te întreb cine a tras în noi. Da, exact.